70% este un blocaj al jucătorilor. Pentru că această incertitudine a coborât și în jocul lor, nici ei nu mai știu ce se va întâmpla în viitorul apropiat. Nu știu dacă vor mai rămâne la club, nu știu dacă vor mai prinde contractele care probabil puteau să le prindă înainte de a semna cu Dinamo, dar ce le-au propus acești domni era ceva wow pentru România și pentru Dinamo. Și cred că de asta jocul nu merge și jucătorii sunt clar, sunt plafonați, să zic așa. Sunt plafonați, dar se poate ieși brusc din această plafonare? Pentru că foarte multă lume discută dacă Mulțescu poate rapid să schimbe ceva. Cum se poate face acest lucru din punctul tău de vedere? Rapid? Nu cred. Din punctul meu de vedere, rapid nu cred. Nu. De azi pe mâine nu o să se poată, pentru că ne punem prea mari speranțe în această schimbare de antrenor și să se întâmple ceea ce s-a mai întâmplat în trecut. Adică pe unde a fost, de asta este și supranumit cum este supranumit. Smurdul. Dar cu acești jucători care, ok, pe foaie arată foarte bine, sunt jucători buni, dar nu știu dacă pot schimba așa repede ceva. Plus că sunt jucători tineri care, ok, am înțeles că sunt luați la antrenamente, să se integreze, dar totuși este presiunea prea mare pe Dinamo ca să joace cu copiii. Tu nu mergi pe principiu că mulți au spus, domne, decât să pierdem așa, mai bine pierdem cu tinerii din club. Deci tu nu ești de acord cu chestia asta, să bagi 11 puști sub 21? Nu, 11 nu, clar, 11 nu, dar să promovezi tineri, da, sunt de acord, pentru că Dinamo are de suflu nou, are nevoie de jucători tineri, dar în momentul de față îți trebuie să jucători cu experiență care poate să gestioneze momentul acesta. Un jucător tânăr care s-a antrenat de două ori cu Dinamo și a jucat două meciuri în Liga 1, mi-este greu că va putea face diferența. Adică, din punctul de vedere, e greu doar să faci performanță numai cu tineri. Crezi că s-a greșit cu aducerea acestor jucători despre care și Mario spune că nu s-au ridicat la nivelul așteptării în acest moment? Ar fi trebuit să se axeze totuși, să forțeze cu tinerii din Academie? Adică la modul concret, zic, bă, ce ne lipsește? Păi uite, ne lipsește fundaj dreapta, mijlocaj dreapta, ne lipsesc atacant. Păi hai să luăm din Academie, să-i forțăm, bun, răi, mergem cu ei înainte. Pentru că ai adus niște străini, de la care pretențiile normal sunt mai mari pentru că au experiență și nu se ridică la nivelul așteptărilor. Da, Dinamo a adus niște străini care aveau un CV bun și care probabil puteau ajuta Dinamo. Dar și acești străini cred că au venit pe un salariu care de fapt nu a mai fost acel salariu. Și un străin când vine în România, vine pentru bani la urma urmei. Că și noi când plecăm într-o țară străină, plecăm tot pentru bani. Cu jucătorii tineri, da, eu aș opta pentru un jucător tânăr să facă concurență unui jucător care are puțin experiență pentru Dinamo și pentru ceea ce înseamnă Dinamo și să-i facă concurență acolo și să crească lângă acest jucător cu experiență, să aibă de unde să învețe. Sunt puțini jucători tineri care au venit și au rupt norii, să zic așa. E adevărat, dar acum știi că mai e și chestii. Eu tot timpul dau de exemplu pe Nedelcearu, pentru că Nedelcearu o perioadă lungă de timp la Dinamo a fost foarte criticat, gafa incredibil. Dar uite că s-a continuat cu el, a fost forțat indiferent de greșeli și la un moment dat a ajuns la un nivel la care acum știm foarte bine, joacă la echipa națională, joacă în Grecia la EK, la o echipă de top, e titular. Dovadă clară că nu-i de ajuns să-i bași 5-10 minute pe meci și să aștept să dea 3 goluri. Asta da, dar câte exemple sunt de genul acesta la Dinamo? Câți jucători... Pe vremea ta cum a fost? Când tu ai făcut pasul de la Dinamo 2 la echipa mare, cum a fost? Cum a mers? Păi acolo era o întrecere acerbă între noi. Fiecare, tu ai făcut pasul la prima echipă 2004 sau 2005, parcă așa. Ceva de genul acesta, pentru că am debutat cu Pandurii, nu mai știu exact, dar... Dați seama, pentru mine era wow să mă antrenez numai cu jucătorii care erau lângă mine, știi, la care aveam ce să învăț. Eram conștient că am mult de muncit și mi-așteptam rândul. Ai debutat în 2006 cu Pandurii Dinamo 0-2. Da. Martie, pe 18 martie 2006. Uite, mâine se împlinesc
anii de la debut. Exact, da, da, da. Da, eu am avut ce să învăț de la... De asta îți spuneam că când ai jucători cu experiență lângă tine, ai ce să înveți de la ei. Și atunci, cu cât te antrenezi mai mult lângă ei și joci lângă un jucător cu experiență, altfel te simți și prizi încredere și trebuie să joci bine, pentru că atunci dacă jucai un meci prost, al doilea nu te mai aștepta. Deci cum gestionai presiunea asta? Că totuși mă gândesc că e o presiune. Nu puteai să clachezi? Ai avut momente în care să simți că nu te poți... Nu, pentru că am știut de la bun început că asta este șansa mea și dacă dădeam cu piciorul, nu se știe unde ajungeam. Da, au fost momente când într-adevăr nu jucam și auzeam vorbe să merg împrumut, dar am refuzat și am vrut să rămân la Dinamo să câștig locul de cu titular. Cu riscul chiar de a nu juca. Da. Jucam, preferam să merg la echipa a doua, dar voiam să stau lângă acest jucător de la care aveam ce să învăț. Adică era jucător la Dinamo care nu oricine avea șansa să se antreneze măcar lângă ei. Cine era cel mai jucător pe care îl apreciai cel mai mult în perioada aia, până să te impui tu la Dinamo? Cred că toți. Apreciam pe toți pentru că știam cât de profesioniști erau și știam și vedeam cum se pregătesc și așa îmi doream și eu să ajung măcar ceea ce au fost, ei. Vedeam un Dan Alexa, nu știu, un Cătălin Munteanu, un Denis Șerban, foarte mulți. Adică nu pot să-i număr pe toți acum, dar de la fiecare aveai câte ceva de învățat. Și asta m-a ajutat ca și fotbalist în mai formarea mea. Mai sunt acum fotbaliști la Dinamo care să formeze tineri fotbaliști, cum tu ai fost format de acești oameni, prin exemplu, nu neapărat contact direct, ci simplu exemplu. Mai sunt în momentul acesta la Dinamo astfel de fotbaliști? Fotbaliști nu cred, dar ar trebui aduși măcar oameni care au lucrat și care au simțit Dinamo. Cum la Viitorul este domnul Hagi, care acei copii învață de la și joacă nu de frică, de rușinea dumnealui, așa la Dinamo ar trebui să fie, nu știu, cineva care să impună respect jucătorilor, adică să știe că a venit cineva care a fost și crescut și a fost dinamovist. Da, pe de altă parte este într-adevăr o problemă mare asta la Dinamo, faptul că nu există în club în momentul de față nume grele. Era Dănciulescu, a fost îndepărtat, însă aș vrea să te întreb de Florin Bratu, ți se pare o variantă bună? Fără să spunem acum că n-ar fi Mulțescu o variantă bună, dar te întreb, ți s-ar fi părut o variantă potrivită în contextul ăsta Florin Bratu? Din punct de vedere al experienței, nu se compară. Clar nu se compară. Florin venea cu un suflu nou, cu un tineret, să zic așa. A mai fost într-o situație de genul acesta și cred că era o variantă foarte, foarte bună și Florin, dar nu spun că domnul Țescu nu ar fi o variantă bună. Vine cu o experiență foarte mare, ceea ce este foarte bine pentru jucătorii, cei tineri și cei care sunt acolo și care sunt, deocamdată, sunt cu moralul la pământ. Acum să sperăm că va ști să vorbească cu ei, să le transmită că e un moment critic și că trebuie să iasă cu fruntea sus din el.